operatorului tău de cap. Aici la noi se întâlnesc vedetele și fanilor, amintiri își povestesc, sentimentele își mărturisesc, versuri, melodii își dăruiesc. Narcisa este gazda lor și ne prezintă cu umor. Bun găsit la o nouă emisiune Vedetele și Fanilor, vă spune Narcisa și la mulți ani 2010! Astăzi am o vedetă nemaipomenită, am vrut să încep anul cu domnia sa pentru că este un bărbat frumos, o personalitate extraordinară, un mare actor, unul dintre cei mai mari recitatori ai României. Dar nu întâmplător încep anul cu domnia sa, nu pentru că suntem legați și ca persoane de Facultatea Hiperion, să spunem așa, suntem legați de teatru. Este un mare iubitor al poetului Mihai Eminescu, este un mare iubitor de poezie în general și voi începe cu o prezentare pe o glosă eminesciană, ca să-l introduc în emisiune, să-l prezint cum se cuvine. Vreme trece, vreme vine, să țin iarăși emisiunea, în 2010 adică. De rău sau de bine, asta să zică națiunea. Toate-s vechi și nouă toate, chiar și invitații mei. Tu te întreabă și socoate, oare cine or fi ei? Nu spera și nu ai teamă că n-ai și un idol aici. Ce te îndeamnă, ce te cheamă să-i fii fan, să fiți amici. Dar ce-i val, ca valul trece, iar vedeta din platou sigur nu te lasă rece. Azi, la ora mea de show, toți vom fi de nota 10. Am onoarea să vi-l prezint pe marele actor al României de la Teatru Național, decanul Facultății de Arte Hiperion, Eusebiu Ștefănescu, un mare recitator al nostru care ne farmecă pe toți cu poezia, cu farmecul personal, cu sensibilitatea și mulțumesc din suflet, este a doua oară alături de noi și o să vedem și de ce este astăzi îmbrăcat absolut senzațional ca la o petrecere de Revelion, nu? Invitatul domniei sale este studentul lui Eusebiu Ștefănescu, un mare admirator, dar aici este și în calitate de artist în emisiune, Ion Marinescu Țurlă. Să rămână, bună seara. Bine ați venit! Bine am vrut să fac cu doi bărbați bine prima emisiune din anul 2010 și uite că mi-a reușit. Așa. Maestre, spuneam că am reușit să vă invit anul acesta într-o emisiune specială dedicată lui Eminescu. Și am aflat că ați venit îmbrăcat în smoking ca de Revelion dintr-un motiv anume, pentru că aveți un respect special pentru Eminescu? Da, sau... Bineînțeles, e o datorie a noastră a tuturor să-l respectăm și să-l iubim pe Mihai Eminescu. Dar la un moment dat am citit într-un almanah literar mai vechi un articol al conului Alecu Paleologu care făcea o reconsiderare a personalității eminescene. Trebuie să știți că plec de la funeralii. Eminescu, deși a avut o perioadă când a stat sub incidența bolii de 6 ani, deci de la 33 de ani până la 39 de ani, totuși el era considerat în tot acest timp cel mai mare poet român, ca dovadă că la funeralii, în drum spre Belu, au mers cu capul descoperit Lascăr Catargi, ministrul cultelor, fostul ministru al cultelor Mihail Cogălnicianu, viitorul ministru al cultelor Titu Maiorescu, mulți miniștri și secretari de stat. Și deși burnița, și-au scos, bineînțeles, toți pălăriile și-au mers până la Belu în cortegiu. De asemenea, trebuie să știți că Mihai Eminescu în timpul vieții lui a avut două salarii aproape tot timpul, dintre cele mai mari ale timpului. A fost revizor școlar și inspector la Iași, bibliotecar și la ziarul Timpul era și director și redactor șef. Deci penuria lui este tot o legendă. De asemenea, spune Paleologul, era nevoit să poarte frac de 2 ori pe săptămână, odată când făcea cronica mondenă la restaurantul Hugh și apoi în Parlament, unde trebuia să facă cronica parlamentară. De asemenea, spune Paleologul că dansa vals cu eleganță, deși era mic de statură, dansa vals cu eleganță și, spune el în încheiere, era un domn. Deci, felul acesta de a-l prezenta pe Eminescu într-o penurie permanentă și îmbrăcat îndoielnic, așa, mi se pare o imagine falsă a lui. Da, așa se vede și din fotografie. Că umbla neglijent și ce aud de la dumneavoastră... În timpul bolii lui, sigur că era așa, l-a văzut și Arghezi, se pare, când avea 10 ani, l-a văzut pe strada... pe Calea Victoriei, mi se pare, cu privirea arsă, spune el, era bântuit de boală, dar nu asta este imaginea pe care trebuie să o păstrăm despre Eminescu, că deja sunt mulți detractori care i-au stricat imaginea. Dumneavoastră sunteți un mare iubitor al creației lui eminescene. V-am ascultat într-un spectacol chiar anul trecut, în 2009. Ați avut un recital extraordinar la sala Ministerului de Interne. Aș spune o combinație între Nichita și Eminescu, care a impresionat toată sala, a fost ceva de vis și ne-ați promis că astă seară, pentru telespectatorii noștri, ați putea să ne redați acel moment. Da, vreți să redau acest moment, da, să refac acest moment, pentru special. Că vă fac o mărturisire, stimați telespectatori. Este un fel de improvizație a mea, e un eseu, într-un fel, făcut pe versurile celor 2 poeți naționali și totul pleacă de la o întâmplare a mea cu Nichita. Era în ultima iarnă a vieții lui Nichita Stănescu, când ne-am întâlnit lângă Ateneul Român, unde era pe vremea aceea o mică bodeguță, unde ne întâlneam noi din când în când artiștii. Nichita știam că e țintuit la pat de o boală, mă rog, pasageră, nu cea mare pe care a avut-o. Era vorba de un picior pe care îl ținea în gips și nu prea umbla pe stradă, mai ales că era iarnă. Dar era în sfânta zi de 15 ianuarie, când s-a născut Mihai Eminescu, cel care a fost în mod miraculos și părintele și copilul limbii române, pentru că din limba română s-a născut ca să devină părintele limbii române moderne. Ei bine, eu stăteam la bodeguța asta de la Ateneul Român cu mai mulți prieteni, pentru că luasem banii de la film, de la un film unde am fost protagonist, și îi purtam într-o gentuță modestă, așa să purta, era în modă, din pânză de-asta militară, era un fel de port-mască. Acolo aveam un text cu scenariul filmului și vreo 35.000, care atunci însemnau o jumătate dintr-o mașină. Erau toți banii mei pentru că am vrut să-mi achit toate datoriile și să încep o viață curată. Dar îmi permiteam să sacrific câteva sute de lei cu prietenii la acest bar. Atunci a intrat Nichita ca o lumină între noi. Noi ne-am ridicat toți în picioare. El a spus: bătrâne, vezi că mi-am schimbat gipsul, mi-am pus un gips cochet. Zice, ca să vin să-i pun o floare și să-i fac o plecăciune lui Mișu la statuie. El îi spunea lui Mihai Eminescu Mișu, ca să-l coboare de pe soclul admirației noastre și să poată vorbi cu el prietenește, ca de la poet la poet. Și zice, i-am pus o floare lui Mișu, dar acum vreau să beau și un strop de vodcă și să-i vărs ca un omagiu. Dar, pentru că te-am întâlnit, Eusebiu, după ce am băut noi vodka, el mai era cu doi prozeliți după el, zice, hai afară, că ninge divin. Și, sau putea să zică, conform stilului nichitian, ninge infernal. Să-ți dau în fața statuii, în fața lui Mișu, să-ți dau nume spectacolului pe care eu trebuia să-l pun la Ploiești atunci. Ieșim afară, zice, spectacolul se va numi, dragă Eusebiu, se va numi Frunză verde de albastru. Mie mi-a plăcut teribil. Zice, vezi, am dat nume, are dreptul să fie, a dat mâna cu mine, dar mi-a oprit mâna, în mâna lui, mi-a întors-o după brațul lui și zice, hai să-ți arăt acum, că nu știe nimeni, unde a scris Mișu Camadeva. Și am plecat ușor pe lângă Uniter, am trecut pe lângă fostul Caviar, am ajuns în piața Amzei, unde e un scoar cu jocuri de copii. Peste gard era o casă roșiatică cu o prispă. Era acum un atelier al artiștilor plastici, dar el spune, uite, aici a stat Slavici și aici, în prispă, a scris Mișu Camadeva. Ții cu mine Camadeva. Îi spun, Nichita, încerc să țin, pentru că nu aveam proaspăt poemul în mintea mea. Și începe el. Asta era jocul, spunea două versuri, eu trebuia să spun următoarele două versuri. Și zice, cu durerile iubirii voind sufletul să-l vindec, eu am zis, l-am chemat în somn pe Cama, Camadeva, zeul indic. El zice, el veni copilul mândru călărim pe un papagal, eu zic, având zâmbetul fățarnic pe-a lui buze de coral, până la ultima strofă, în care spune, cu săgeata otrăvită a venit ca să mă certe, a zis Nichita, și eu am închis și am zis, fiul cerului albastru și al iluziei deșerte. Eram fericit, eram alb și pe dinăuntru și în suflet de faptul că am reușit să țin cu Nichita. El mi-a spus, bătrâne, bravo, ai ținut cu mine Camadeva. Și ningea în continuare infernal, dar îmi spune așa, ce spunem cinstit, l-ai văzut pe Mișu în prispă? Eu nu-l văzusem atunci, dar acum, când m-a întrebat, parcă mi-a indus o vedenie. Am închis ochii și l-am văzut pe Mișu în prispă. Zic, da, Nichita, îl văd. Zice, bravo, bătrâne. Apoi am mers la el, m-a invitat, s-a întâmplat un lucru extraordinar până la urmă. A fost o seară uluitoare când el mi-a... El nu recita decât din Eminescu, ne spunea secretele, marele secrete al lui Eminescu. Zice, vezi, bătrâne, el pune un vers exemplar, un vers uluitor, care structurează tot poemul. Zice, nu credeam să învăț a muri vreodată. Și ăsta ține tot poemul în cârcă. Trebuie să înțeleg că ținea mai mult la versurile eminescene decât la propriile versuri. Aceea, în ziua respectivă, n-a spus un vers al lui. Și spunea, uite, vezi un vers, adormind de armonia codrului bătut de gânduri. Plăcea și lui Sadoveanu versul ăsta. Și zice, cum? Nici nu poți să traduci așa ceva. Zice, dar e versul care ține poemul. Și așa mai departe. Dar eu atunci am avut o viziune, domnilor și doamnelor. Mi-am dat seama de un lucru, că marii poeți, în viziunile lor, fără să se influențeze, fără neapărat Nichita să fie influențat de Mihai Eminescu, pentru că acum, după teoria mea și nu numai a mea, și Nichita îl poate influența pe Eminescu, pentru că îl citește altfel pe Eminescu după ce îl știi pe Nichita. Și există o influență de asta în timp. Ei bine, e vorba de viziuni. Ei se ating în viziuni, poeții mari. Ei sunt conectați la cosmos. Și atunci se ating în marile viziuni. Bun. De exemplu, chiar atunci când am ținut cu el Camadeva, mi-am dat seama că și Eminescu avea obsesia îngerului. Că trebuie să-i vină un înger în somn, în vis, cum îi vine, și să-l inspire. Și mai ales îl chema ca să-l atragă spre iubire, spre acest sentiment dureros de dulce. Și zice: acum o să încep demonstrația și aș vrea să mă ridic în picioare. Se poate? Da, vă rog. Cu permisiunea dumneavoastră și a operatorilor, am să mă ridic în picioare pentru că aș vrea să urmărim împreună acest traseu al viziunilor. El va să zic că îl cheamă pe Kama, Eminescu, zeul indic, dar e îngerul de fapt. El veni copilul mândru, călărind un papagal, are viziunea lui, bun. Hai să vedem la Nichita cum vine îngerul. Zice: Nichita, înger refuzat de păsări și înscris cu o pană în cerc, să te șterg de pe nisipul alizeelor în cerc. Mai întâi steaua Canopus, cea mult galbenă o ling, ce sărată e, mi-e sete și ce friguri tari măning. Mai apoi zgâri fața, curg din ea secunde verzi, ce ierboasă mi-e privirea, somnolent, opa, somnolent în ea te pierzi. Deci tot în stare de somnolență îl primește pe înger și Nichita. Și cum îl primește? Zice: înger refuzat de păsări și de zborurile lungi, îmi ajungi până la gură, până la sărut mi-ajungi. Astfel stai înscris cu țipăt în conturul scos din minți răspicat al vieții mele, care înfige în tine dinți. La Nichita e concret. Îngerul e în luptă cu Nichita. De fapt și Eminescu. Și pe Eminescu rănește cu săgeata, rănește îngerul pe el. E bine, acum e vorba de iubire, că prin iubire se confruntă poetul cu îngerul. La Nichita zice: leoaică tânără iubirea mi-a sărit în față, mă pândise în încordare mai de mult, colții albi mi-a înfipt în față, m-a mușcat leoaica azi de față. La Mihai Eminescu, într-un poem pe nedrept considerat filozofic, sau nu pe nedrept, pentru că e încărcat de o gândire adâncă, dar e un poem de dragoste, la fel ca Nichita, pe care îl pândea leoaica. Zice Eminescu: nu credeam să învăț a muri vreodată, pururi tânăr înfășurat în manta, ochii mei înălțam visători la steaua singurătății. Deci tot așa mergea liniștit. Dar deodată, ca într-o străfulgerare, îi apare în față iubirea, dureros de dulce. Zice: când odată tu răsăriști în cale, suferință tu dureros de dulce, până în fund băui voluptatea morții neîndurătoare. Ucenicia morții o face iubirea, iubirea. La Nichita zice: leoaică tânără, iubirea mi-a sărit în față, m-a mușcat leoaica azi de față. La fel de brusc se întâmplă și la el. Și ce? Că tot universul, toată natura intră în dezagregare. Zice: și deodată în jurul meu natura se făcu un cerc de-a dura, când mai larg, când mai aproape, ca o strângere de ape. Și privirea în sus țâșni, curcubeu tăiat în două, și auzul o întâlni tocmai lângă ciocârli. La Eminescu tot așa, totul se destramă, totul se arde. Zice: jalnic arde viu, chinuit ca Nessus, ori ca Hercul, înveninat de hainam, focul meu al stinge nu pot, cu toate apele mării, de-al meu propriu vis mistuit mă baet, pe-al meu propriu rug mă topesc în flăcări. Pot să mai reînviu luminos din el ca pasărea fenic. E sleit poetul, e sleit și Nichita. Auzi, Nichita, ce face? Zice: mi-am dus mâna la sprânceană, la tâmplă și la bărbie, dar mâna nu le mai știe și alunecă în neștire pe un deșert, în strălucire, peste care trece alene o leoaică arămie, cu mișcările viclene. El mai vrea să stea în această luptă, în această dezagregare prin iubire. Zice: încă o vreme și încă o vreme. zice Nichita. Eminescu se consolează și spune: piară-mă ochii tulburători din care vino iar în sân nepăsare tristă, ca să pot muri liniștit, pe mine, mie redă-mă. Dacă mai suportați, v-ați duce mai departe cu viziunea, în legătură cu viziunea timpului. Vă rugăm. Deci mergeți cu mine mai departe, da? Mergeți. Desigur. Sunteți fermecător. Zice, mulțumesc, că nu urmăresc asta. Urmăresc să se apropii pe acești doi mari poeți în viziunile lor. Și zice așa, în legătură cu timpul acum. Timpul, la Eminescu, se regăsește, se poate atinge această viziune a timpului în lucruri aproape inexorabile. El zice, în lucrurile inexorabile, adică nemișcate ar însemna, care totuși se mișcă. Zice, stelele în cer, deasupra mărilor, ard depărtărilor, opa, până ce pierd. După un semn, clătind catargele, tot în mișcare vede timp, eternitatea o vede mișcare, clătind catargele, tremură largele vase de lemn, niște cetăți plutind pe marile și mișcătoarele pustietăți. La Nichita zice, merg și toate lucrurile dau din aripi. Aripile de piatră ale pietrelor bat atât de încet, încât le pot smulge cristalele de cuarț ca pe niște pene dureroase. De altfel nu mă interesează decât aripile pietrelor, pentru că bat foarte încet, pentru că bat în interiorul lor, care în același timp este și interiorul timpului. Aici stă regele păsărilor. Ia să vedem la Eminescu. Zice Eminescu, stol de cocori apucă întinsele și necuprinsele drumuri de nori, zboară ce pot. Și a lor întrecere, veșnică trecere, asta e tot. La Nichita. Să vedem că apar cocorii și la Nichita. Zice, prin arterele regelui păsărilor migrează cocorii și cârdurile de rațe sălbatice. Este o migrație de la cot la umăr. Linia tropicelor nu este altceva decât sprânceana lui. Dar la ecuator, auzi unde ne duce. Aici, în pietre, unde totul este dur, unde trecutul pare a nu exista, unde viitorul nu poate fi imaginat, aici stă regele păsărilor. Păsările nu se gândesc, pietrele nu se gândesc la altceva decât la piramide. Hai să vedem la Eminescu. Zice, ele seamănă hibride egiptenei piramide. Un mormânt de piatră munte, cu icoanele cărunte și de sfinxuri lungi, alee, monoliți și propilee, fac să crească după poartă, zace o treagă țară moartă. Intri înăuntru, sui o treaptă, nici nu știi ce te așteaptă. Când acolo, sub o faclă, și aici cine doarme? Doarme un singur rege în raclă. Tot viziunea regelui, regele timpului, regele care acolo, în racla lui, sfidează timpul. Deci, și merge Nichita mai departe, pietrele nu se gândesc la altceva decât la piramide. Pietrele țin în ele pe regele păsărilor. Regele păsărilor stă pe un tron în formă de ou. Este chiar pământul pe care îl locuim. Regele păsărilor îl clocește. Și acum, să vedem dincoace la Nichita, cum zice, la Eminescu zice, nu e păcat ca să se lepede clipa cea repede, ce ni s-a dat, ce ni s-a dat. Și la Nichita, ce asemănător. Și eu nu cuvinte spun, ci lacrimi, tocmai de aceea sunt mascat. Repet într-una infinitul neinfinitului ce ni s-a dat. Opresc aici demonstrația mea și o să merg de acum, mai ales pe poemele eminesciene, să vi le apropii, să vi le aduc aminte, așa cum am ținut eu cu Nichita Camadeva. Vă rog să țineți cu mine câteva dintre poemele eminescene cunoscute de toți. Maestre, ne-a dat o lecție de înțelegere ale creațiilor celor mai mari filozofi în poezia, din poezia noastră, Nichita și Eminescu. Ce te inspiră după așa ceva? Mai sunt, să știi, mai sunt. Vreau să-l introduc și pe Țurlă, pentru că așa zic eu, pe el îl cheamă Ion Marinescu, are un nume care îl obligă, pentru că Ion Marinescu a fost un mare actor, noi ziceam Janot Marinescu, și vedeți dumneavoastră, pe lângă viziunile acestea despre care vorbeam și unde se întâlnesc marii poeți, să știți că avem o sumedenie de poeți post-eminesceni, să-i numim așa, care n-au fost influențați neapărat de Eminescu. Unii da. Ne puteți da niște exemple? Păi da. Care de ce vă spun? Pe bine, este și Ion Barbu, și Blaga, și Bacovia, deci cei trei B. Dar de ce vreau să spun asta? Pentru că vreau să-l introduc în discuție pe colegul viitor al nostru, da, pentru asta. Într-un an mai are un an și devine colegul nostru, devine actor, pe Ion Marinescu Țurlă, care a compus pe versurile marilor poeți post-eminesceni până la Nichita și pe versurile lui Șteo Iosif și pe versurile Minulescu. Da. Și e un poet marginalizat, nu știu de ce, pentru că Minulescu are un farmec extraordinar. Și Topârceanu, bineînțeles. Dulceață și în romantism. Dar din acești poeți, el a făcut multe cântece care, după părerea mea, rămân în memoria noastră. Dragul meu, știu că ai ceva chiar pe versuri de Nichita Stănescu. Pentru început, da. Da, haideți să te auzim să cu ceva. Nichita, da. Nichita, că tot încercăm a fost să prelungim cumva momentul magic creat de domnul Eusebiu Ștefănescu. Dumnezeu, dar seara grea de stele și de lupt ardea pe străzi și nu l-am cunoscut. În felinarele cu iz de scrum, ochi de pisică-mi licăreau în drum și pasul greu mi se așternea în adânc și fluieram așa ca să nu plâng. Dar tot credeam că poate viermii moi în ochii mei pustii și goi, nici în sărutul meu nedăruit, și tot credeam că poate n-am murit. Ieșise în calea sufletului meu aiurea dintr-o toare Dumnezeu, dar nu l-am cunoscut și gol de când trecui așa, înainte, fluierând. Un glas minunat al studentului maestrului Eusebiu Ștefănescu, Ion Marinescu Țurlă. Dar am fost și studentul dumneavoastră anul trecut. Da, ai fost și studentul meu la canto și sunt mândră de asta, că în ciuda faptului că ai un glas de la natură, de la mama ta, bine făcut, veneai la orele de canto ca și... Că-ți plăcea să lucrezi cu mine, îți recunoaște? Sigur că îmi place. Maestre, vorbeam la începutul emisiunii, până să înceapă emisiunea, că acest costum pe poza din decorul nostru este din Shakespeare. Eu am interpretat la vremea mea, în Mult zgomot pentru nimic, rolul lui Benedict. Ei bine, am reluat într-un spectacol la Ateneul Român cu Confluența Artelor, condus de Cristina Vasiliu, am reluat un monolog al lui Benedic. Atunci m-am îmbrăcat în costumul personajului și aici este momentul din spectacolul Confluența Artelor dedicat lui Shakespeare și eu aici am reluat acest monolog. E minunat monologul și... Eu v-aș vedea foarte expresiv și pentru rolul lui Hamlet. Aveți o privire. Mulțumesc, trebuia să-l joc la timpul respectiv. Și, uite, este un rol... Se joacă foarte rar în teatru Hamlet. Pentru Hamlet trebuie să ai, pe lângă trupa completă, să-l ai și pe rege, și pe Hamlet, și pe Ofelia, și tot ce-ți trebuie acolo, și groparii. Dar trebuie să mai ai loc în repertoriu de un Shakespeare, că îi ocupă un loc puternic. Shakespeare înseamnă în echilibru unui repertoriu ceva uluitor. Îți trebuie un regizor pe măsură. Deci foarte multe, cu un director care să dorească, un animator. Și atunci cu Shakespeare te întâlnești rar în teatru, într-o carieră. Ce roluri i-ați fi dat ca profesor? Păi joacă nenumărate roluri acum. Chiar acum, Țurlă este om de bază și acolo la facultate, la clasa pe care... O conduceți cu doamna Rodica Mandache. O conduc împreună cu doamna Rodica Mandache. Da. Și doamna Rodica Mandache se bazează foarte mult pe oamenii serioși, pe copiii. Și este un om foarte serios. Da, și talentați, că vă fac o mărturisire. Am avut șansa unor studenți foarte talentați anul acesta, îi cunoști și tu. Toți sunt talentați, dar nu toți sunt atât de serioși încât să răspundă exigențelor pedagogice ale doamnei Rodica Mandache, care nu suportă să nu mergi până în pânzele albe cu un rol pe care ți-l oferă. Și atunci, cum lipsește unul, intră Țurlă. În locul oricărui băiat, intră el. Deci și faci toate jocurile posibile. Câte roluri în Shakespeare ai putea să le enumere așa, să le spui din ele câte ceva. Nu să începi. Deci sunt în stadiu evident de lucru, nu sunt gata. Dar Petruchio din Învânzirea Scorpiei și la Otelo am lucrat puțin, dar cam fără niciun succes până în clipa asta. Repet Hamlet, repet... Dar care îl îndrăgești tu cel mai mult? Toate îmi plac, să știți. E destul de greu să spun că unul mi-ar plăcea mai mult decât celălalt. Însă trebuie să recunosc faptul că atunci când rămân eu cu mine și vreau să repet ceva din Shakespeare, nefiind neapărat temă pentru a doua zi, mă gândesc la a fi sau a nu fi. Știi ce se întâmplă? Eu, de exemplu, după ce am interpretat rolul acesta Benedict din Mult zgomot pentru nimic, era prima întâlnire după facultate cu Shakespeare, am vrut să fac un legământ cu mine însumi, să zic, dom'le, nu mai accept să joc decât Shakespeare. Nu știu de ce. Simt că în Shakespeare te împlinești ca actor, de fiecare, indiferent ce ai juca. Și atunci mă bucur foarte mult că a avut încredere în mine Alexandru Tocilescu și mi-a dat un rol frumos, normal, un rol de care mă bucur în Eduard al III-lea, al lui Shakespeare. E o piesă atribuită recent lui Shakespeare. Și joc tatăl contesei de care se îndrăgostește Eduard al III-lea. Și am scene, bineînțeles, și cu Ion Caramitru, care joacă Eduard al III-lea, și cu contesa, fata mea. Și pentru că am ajuns la roluri, să-i anunțăm pe telespectatorii suceveni că veți fi prezent la premiera Plicul de Rebreanu, cel târziu în ianuarie, dacă... Narcisa... Plăcerea de partea mea că trebuie să-mi fiți partener de rol. Narcisa în clipa asta face un mic șantaj cu mine, pentru că eu sunt atât de ocupat încât am fost pe punctul de a renunța. Recunosc că îmi place și piesa, îmi place și rolul, îmi place și conjunctura. Piesa... E redeschiderea stagiunii teatrale de profesioniste. Deci vor să deschidă teatru profesionist, o fundație din Suceava. Eu sunt bucovineancă și nu pot decât să mă bucur dacă un actor ca dumneavoastră vine acolo și sunteți foarte așteptat. Vă iubește lumea. Vorbesc în fiecare zi cu domnul Alecu Croitoru, care este regizorul acestui spectacol și care ține, a, a acceptat să-mi pună la un moment dat o dublură, dar ține la prezența mea în spectacol și eu nu pot. E un prieten al meu, pe lângă faptul că e colaborator permanent, e prodecanul Facultății de Arte. Și nu pot să-l refuz, nu, nici gând. Vă spun, refuzul ar fi fost numai din cauza faptului că n-am timp. Sunteți foarte aglomerat. Nu știu de ce sunt atât de aglomerat, nu știu de ce, n-am să înțeleg de ce nu pot să-mi stăpânesc programul. Dar eu îmi pun toată nădejdea că veți fi amorezul meu în piesa Plicul de Rebreanu, șeful gării Galan, eu sunt Victorița și m-ar onora extraordinar ca un actor de talia dumneavoastră să-mi fie și june prim și un june prim mai tomnatic. Aș vrea să vă întreb, sunteți foarte îndrăgostit de Eminescu. El a descris în poeziile sale foarte mult locurile cele mai pitorești pe care le-a avut. Este din zona mea tot născut și aș vrea să vă fac o surpriză pe o poezie de Eminescu, pentru că știu că îndrăgiți și dumneavoastră natura. Dacă îndrăgiți și poezia lui Eminescu, cu atât mai mult o să agreați surpriza mea. Este vorba de Codrule, Codruțule, pe care la un spectacol închinat mișcării ecologiste din România, unde au fost multe vedete, Ștefania Rare, Șelena Pădure, Gheorghe Turda și alții, Mihai Constantinescu, în 2007, la Predeal, când s-au plantat niște puieți, am prezentat un spectacol și am făcut o parodie pe Codule Codruțule, în ideea că prea nu are lumea grijă de natură în ziua de azi. Și dați-mi voie să vă spun câteva versuri, pentru că ne ocupăm de Eminescu și în continuare. Dacă poți să-mi ții bisonul așa puțin, da? Cu drag. Codrule, Codruțule, ce mai faci, drăguțule? Că de când mi te-au furat, nimeni nu te-a mai cântat. Iar de când mi te-au ciuntit, ești pustiu și părăsit, vestejit și amorțit. Codrule cu râuri seci, vara, cum ți-o mai petreci? Fără murmur de izvoare, fără o pasăre, o floare. Tu, în loc să întinerești, încet, încet te topești. Îți rămân cărările, trunchiurile, zările, dorul și amintirile. Eminescu de-ar vedea ce-a rămas în urma ta, te-ar jeli o veșnicie, că aveai farmec, poezie, ocroteai iubiri, tăceri, șoapte, vise, adieri. Erai mândru și bogat, verde, tânăr și curat, falnic și înmiresmat, ca un prinț încoronat. Omule cu gânduri bune, de poți face o minune, du-te în lume și le spune tuturor poeților, barzilor, rapsozilor, fiilor, nepoților și ecologiștilor să vină cât mai vreme să audă crângul cum geme, încolțit de tăietori lacomi, amenințători, că e o crimă ce se întâmplă cu pădurea noastră sfântă. Ce a fost zi de apărare din hotare în hotare și cu apele argintii limpezi și cu pești globici au ajuns acum puhoaie îmbâxite de gunoaie. În voi e nădejdea noastră, în noi sănătatea voastră. Am vrut să fac un moment de educație civică, dacă vreți, și să țină lumea cont de faptul că Eminescu a descris atât de frumos frumusețile patriei, dar noi le distrugem și trebuie să, măcar tineretul și generațiile ce urmează după noi, să aibă grijă de țara noastră frumoasă și de locurile fantastice în care trăim. Maestre, ce ne mai puteți spune de Eminescu? Știu că v-ați mai pregătit niște momente artistice. Și n-a spune că le-am pregătit, le-am în memoria mea de suflet. Pentru că acum parcă îmi venea în minte la un moment dat, ca să înțelegem mai bine dimensiunea dimensiunea nașterii acestui uluitor poet. Aș vrea să vă amintesc un basm scris de Geo Bogza, care spune așa: pe vremea când Dumnezeu umbla cu Sfântul Petru pe pământ, sub chipul unor moșnegi gârbovi, sprijiniți în toiag și cu sandalele rupte, și de multe ori seara băteau pe la ușile oamenilor, se întâmpla să fie izgoniți. Într-o noapte i-a prins ploaia pe câmp și odată cu ea, odată noaptea i-a prins și ploaia în același timp și le-au udat veșmântele și i-au umplut de noroi. Tot rătăcind ei prin întuneric, într-un târziu au ajuns la marginea unui sat și abia au îndrăznit să bată cu toiagul în prima poartă. Câini mari s-au repezit să-i sfâșie, dar numai decât s-a auzit un glas bărbătesc întrebând cine bate. Și ei au răspuns oameni buni. Atunci omul, potolind câinii, i-a poftit în casă, unde nevasta și copiii abia se treziseră din somn, și a început a da porunci, dar cu blândețe. Ia vezi, nevastă, pune niște vreascuri pe foc. Și tu, Tudore, du-te la fântână după o doniță cu apă proaspătă și tu, Ilan, vezi de o oală cu lapte. Și le-au dat să spele, să se șteargă cu niște ștergare albe, i-au ospătat și i-au dus să culce într-o odaie unde mirosea busuioc și a gutui. A doua zi iar le-au dat să spele, i-au ospătat, le-au pus în traistă niște mere cum nu mai văzuseră, ce la Dumnezeu nu se poate, se poate. Și le-au urat drum bun. Când au ieșit la marginea satului, Sfântul Petru a început să roage de Dumnezeu: Doamne, fă ceva pentru oamenii ăștia, că tare s-au purtat frumos. Ce să fac, Sfinte Petre, că ai văzut că nu erau nevoiași. Doamne, fă ceva, uite, fă să-și vadă măcar o dată sufletul. Sufletul, zici, Sfinte Petre? Da, Doamne, să-și vadă sufletul, uite cum vedem noi plopul acela de colo. Bine, Sfinte Petre, a zis Dumnezeu, privind gânditor satul din vale. Și după o vreme, din neamul acela de oameni, s-a născut Mihai Eminescu. Extraordinar. Păi da, a fost ca un miracol, pentru că a adunat... Iar mă ridic. Da, vă rog. Să vă spun un poem eminescian care poartă în el toate caratele luceafărului, doar că nu știu din ce motiv, probabil din cauza melosului, pentru că acest poem a devenit romanță, o romanță foarte bine cunoscută, iar dumneavoastră o știți toți de data asta. Sunt convins că și o fredonați în gând, romanța, dar uitați-vă de data asta să privim cu atenție înțelesurile. Zice poetul așa: pe lângă plopii fără soț, adesea am trecut. Mă cunoșteau vecinii toți. Tu nu m-ai cunoscut. La geamul tău ce strălucea, privi atât de des, o lume toată înțelegea. Tu nu m-ai înțeles. De câte ori am așteptat o șoaptă de răspuns, o zi din viață să-mi fi dat, o zi, mi-era de ajuns o oră, să fi fost amici, să ne iubim cu dor, să ascult de glasul gurii mici o oară și să mor, dându-mi din ochiul tău senin o rază din adins, în calea timpilor ce vin o stea s-ar fi aprins, ai fi trăit în veci de veci și rânduri de vieți, cu ale tale brațe reci înmărmureai măreț un chip de-a pururi adorat, cum nu mai au pereche acele zâne ce străba din timpurile vechi, căci te iubeam cu ochi păgâni și plini de suferinți, cum mi lăsară din bătrâni părinții din părinți. Azi nici măcar îmi pare rău că trec cu mult mai rar, că cu tristețe capul tău se întoarce în zadar, căci azi le semeni tuturor la umbleci și la port și te privesc nepăsător cu un rece ochi de mort. Tu trebuia să te cuprinzi de acel farmec sfânt și noaptea candelă să aprinzi iubirii pe pământ. Extraordinar! După așa o recitare a unei romanțe, nu poate să urmeze decât romanța celei care minte de Minulescu, să auzim de scumpul nostru student și mare, un glas superb. Eu știu că ai să mă înșeli chiar mâine, dar fiindcă azi mi te dai toată, am să te iert, e vechi păcatul și nu ești prima vinovată. În cinstea ta, cea mai frumoasă din toate fetele ce mint, am ars mireznă trăbitoare între pieduri de argint. În pat am presărat garoafe și maci, tot flori însângerate, și cu parfum de brad pătat am dantela pernelor curate. Iar din covorul din perete, ca într-o glastră am înfit trei ramuri verzi de lămâiță și un ram uscat de eucalipt. Eu știu că ai să mă înșeli chiar mâine, dar fiindcă azi mi te dai toată, am să te iert, e vechi păcatul și nu ești prima vinovată. Deci nu-ți cer vorbe perecheate, de sărutări nu-ți cer să-mi spui nimic din tot ce ai spus la alții, ci tot ce n-ai spus nimănui. Și nu-ți cer patima nebună și fără de sfârșit, nu-ți cer nimic din ce poetul palid cerșește în veci de veci stingher. Iar în covorul din perete, ca într-o glastră am înfit trei ramuri verzi de lămâiță și un ram uscat de eucalipt. Eu știu că ai să mă înșeli chiar mâine, dar fiindcă azi mi te dai toată, am să te iert, e vechi păcatul și nu ești prima vinovată. Voi doar de poți să-mi schimbi o clipă din șirul clipelor la fel, să-mi torni în suflet infinitul unui pahar de hidromel. Și așa tăcuți, ca două umbre trântiți pe malul de flori, să înceapă amorul în miez de noapte și mâine să-l sfârșim în zori. Iar în covorul din perete, ca într-o glastră am înfit trei ramuri verzi de lămâiță și un ram uscat de eucalipt. Iată că am început anul într-o atmosferă extraordinară aici la TVRM, cu o voce superbă a unui actor de excepție în recitat poezii și a unui cantautor cu o voce foarte plăcută și niște poeți care te-au încântat și le-ai făcut muzică atât de frumoasă. Maestre, pentru noi, pe final de emisiune, așa? Pe care mi-a înmânat-o după un spectacol Eminescu un modest profesor moldovean. De care... dincolo de Prut? Nu. Nu. Moldovean de-al meu, de aici. Dar a făcut o traducere foarte interesantă. De ce interesantă? O traducere a poemului Somnoroase păsărele. Și este interesantă muzicalitatea care se regăsește perfect în limba latină, ca și cum poetul l-ar fi scris în această limbă. Chiar Eminescu însuși cred că ar fi de acord cu această traducere. Ia să vedem. Cu toții știți Somnoroase păsărele. Somnoroase păsărele în latină zice, somnolente avicele. Pe la cuiburi se adună, iam adnidos congregatur, se ascund în rămurele, se in ramulis ocultant, noctem bonam, noapte bună. Doar izvoarele suspină, non suspirant nisi fonte, pe când codrul negru tace, atronemore tacente, dorm și florile în grădină, flores dormiunt in horto, dorm în pace. Dorm în pace. Trece lebăda pe apă, sic nus labitur per agvam, între trestii să se culce, intercanas ut gviescat, fieți îngerii aproape, angelii sintibii propre, somnul dulce, somnus dulce, dulcis. Pestea nopții ferie, supra noctem fascinantem, se ridică mândra lună, tolit se superba luna, totu-i vis și armonie, gvies somnium ubiquive, noapte bună, noctem bona. O surpriză foarte plăcută ne-a făcut maestrul, vă sună foarte, foarte plăcut în latinește și poezia eminescu, adică și în latinește. Da. Mai aveați o surpriză pentru noi? Aș vrea să închei întâlnirea noastră poetică, dedicată, adică poeziei eminescene, cu glosa. Vă rog frumos, este, știu că este preferata dumneavoastră. Nu știu, vă spun, așa cum spunea și el despre roluri, pot să spun și eu despre poemele eminescene că îmi plac în egală măsură toate. Dar unele sunt poate mai spectaculoase. Și acesta e spectaculos. Zice, vreme trece, vreme vine. Toate-s vechi și nouă toate. Ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă. Ce e val, ca valul trece. De te îndeamnă, de te cheamă. Tu rămâi la toate rece. Multe trec pe dinainte, n-auzi, ne sună multe. Cine ține toate minte și ar sta să le asculte? Tu așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine. Când cu zgomote deșarte, vreme trece, vreme vine. Nici încline a ei limbă, recea cumpăna gândirii, înspre clipa ce se schimbă pentru masca fericirii, ce din moartea ei se naște și o clipă ține poate. Pentru cine o cunoaște, toate-s vechi și nouă toate. Privitor ca la teatru, tu în lume să te închipui, joace unul și pe patru, totuși tu ghicii vei chipui și de plânge de se ceartă tu în colț petreci în tine și înțelegi din a lor artă ce e rău și ce e bine. Viitorul și trecutul sunt a filei două fețe, vede în capăt începutul cine știe să le învețe tot ce a fost, ori o să fie, în prezent le avem pe toate, dar de-a lor zădărnicie te întreabă și socoate, căci acelorași mișloace se supun câte există și de mii de ani încoace. Lumea e veselă și tristă, alte măști, aceeași piesă, alte guri, aceeași gamă. Amăgit atât de adese, nu spera și nu ai teamă, nu spera când vezi mișeii la izbândă făcând punte, te-ori întrece în nătărăi de-ai fi cu stea în frunte, teamă n-ai că ta vor iarăși între dânsii să se plece. Nu te prinde lor, tovarăși, ce e val, ca valul trece. Cu un cântec de sirenă lumea întinde lucii mreje, ca să schimbe actorii în scenă, te momește în vârteje, tu pe alături te strecoară, nu băga nici chiar de seamă din cărarea ta afară, de te îndeamnă, de te cheamă, de te ating, să feri în laturi, de culesc, să taci din gură. Ce mai vrei cu a tale sfaturi, dacă știi a lor măsură? Zică toți ce vor să zică, treacă în lume cine o trece, ca să nu îndrăgești nimică, tu rămâi la toate rece. Tu rămâi la toate rece, de te îndeamnă, de te cheamă, ce e val ca valul trece. Nu spera și nu ai teamă, te întreabă și socoate ce e rău și ce e bine. Toate-s vechi și nouă toate, vreme trece, vreme vine. Iată, dragi telespectatori, v-am oferit o seară cu unul dintre cei mai talentați actori și iubitori al poetului Eminescu. În preajma zilei acestuia am început anul atât de frumos. Maestre, să aveți un an minunat, plin de realizări și succese și sper să avem și noi premiera la Suceava. Studentului nostru îi doresc să aibă o licență pe cinste și să devină un cântăreț mult mai cunoscut, pentru că merită, are un talent deosebit. Aș vrea să vă spun, cei care doresc și anul acesta să ia legătura cu noi, să aibă vedetele preferate în platou, să fie aici în calitate de admiratori, să ne scrie pe adresa televiziunii Șosea Berceni, numărul 24, sector 4, București, sau pe adresa mea proprie de mail, nisanarcisesa@yahoo.com. Emisiunea Vedetele și Fanilor se difuzează și anul acesta pe canalul TVRM Cultural, duminica între orele 16:30-17:30, cu reluare vinerea între 18 și 19, iar pe TVRM Educațional lunea între 13 și 14, cu reluare miercurea noaptea între 4 și 5. Narcisa vă urează un an nou fericit și la revedere! Vedetele și fanilor aici la noi se întâlnesc. Vedetele și fanilor amintiri își povestesc, sentimentele își mărturisesc, versuri, melodii își dăruiesc. Narcisa este gazda lor și ne prezintă cu umor. Votul ilegal înseamnă închisoare, o campanie inițiată de Ministerul Administrației și Internelor. Iubita mea, pot să-ți surprind simțurile cu ceva perfect. Noul cremoso cu piersici e unic, iaurt atât de cremos, fin și desăvârșit. La fel ca tine, piersici aromate și catifelate, la fel ca tine. Iar combinația dintre ele este unică și irezistibilă. La fel ca tine, gustă noul cremoso cu fructe. E perfect, e pentru tine. Vă place să spălați vasele cu mâna? Nu, dar ce pot face? Nu sunteți o mașină de spălat vase, sunteți o femeie. Cu Bosch și Calgonit puteți încerca o mașină timp de 60 de zile. E un miracol! În sfârșit mă simt liberă. Cu Bosch și Calgonit, vasele mele strălucesc. Voi folosi mereu mașina de spălat vase. Nu mai vreau să fiu sclava chiuvetei. Bosch și Calgonit, specialiști în spălatul vaselor. Cumpără acum orice mașină de spălat vase Bosch. Dacă nu te-ai convins în 60 de zile, îți dăm banii înapoi. A început Cancaniada! Descoperă în tichetele răzuibile din ziar 3 simboluri identice și poți câștiga pe loc premii în valoare totală de peste 1.000.000 de RON, cash și multe premii speciale. În fiecare zi, Cancanul îți stă banul. Găsești taloane de concurs și în revista Ceau. Auzi? Ție cât îți ține de foame, Pateu? Că mie 3 ore și 43. Mie 3 ore și 45. Aceeași consistență a pateului ardelenesc te satură acum și în post. Pate vegetal Ardealul. Bine făcut! Tu ce-ai face cu 90 de bani? Mi-aș lua o gumă cu surprize. I-aș da băiatului care îmi spală parbrizul. Eu aleg nutriția echilibrată de care are nevoie familia mea. De aceea, mamelor, Danone vă oferă același iaurt Nutridei foarte cremos și gustos, acum la un preț foarte accesibil de numai 90 de bani. Caută și paharele mari de Nutridei natural și Nutridei de băut. Danone Nutridei pune preț bun pe nutriție. Danone, poftă de sănătate! Tot nu crezi că Duracell durează de până la 10 ori mai mult decât bateria ta obișnuită? Atunci privește! Duracell durează până la 200 de minute.